la tragere la sorți de la federație, după data de 4. S-a atras la sorți între Oradea și Pitești. Deci cele două cluburi au vrut să organizeze acest turneu semifinal. Deci, toți ne dăm seama că decurg anumite beneficii pentru localitatea respectivă, pentru oraș, pentru publicitate, în sensul că aduci oameni în localitate. Cei care vin trebuie să plătească o cazare, trebuie să plătească o masă, un transport și alte cheltuieli care își banii, cum s-ar spune, vin în oraș la ei. Noi ne-am gândit la un moment dat să putem organiza la Pașcani această zonă. N-am reușit din cauza condițiilor pe care le avem. Cereau acolo două terenuri gazonate, cereau patru vestiare pentru jucători, cereau încă un teren de rezervă, cereau două vestiare pentru arbitri. Erau multe condiții și plus cazarea care trebuie să le ofere o cazare care să-și permită toată lumea. Noi am reușit, este oferta care ne-au făcut-o cei de la Pitești, în jur de 600 de lei pe zi, masă, cazare. Cred că noi, nu știu dacă puteam să oferim așa ceva la Pașcani. Noastră, știți prețul, știți și Pașcani și... Sunt orașe mari, sunt orașe care pot să ofere cazare și la cămine. Au multe situații, multe oferte. Deci ne vom deplasa la Pitești, vom pleca pe data de 8. Cu transport feroviar, de plecarea dimineața la ora 6, cu Intercity 5:53, la ora 1 și un sfert suntem în Pitești. Vom avea 3 jocuri, jucăm în prima zi, jucăm cu Fece de Oradea de la ora 15, iar celălalt joc e Bistrița cu Piteștiu, de la ora 19. A doua zi jucăm iar la ora 5, la ora 17. Jucăm cu Fece Argeș, Pitești. Iar celelalte jocuri care e Bistrița cu Bihorul. Iar a treia zi, în care este data de miercuri, deci pe 13, jucăm de la ora 11:30. Ultimul joc care îl discutăm în compania echipei de la Bistrița. Aș vrea să vă prezentăm lotul echipei juniorii care au contribuit la această performanță și eu vreau să-i felicit pe calea asta, să audă toată lumea că-s foarte mândru de ei. Pentru că nu este la îndemâna oricărui. V-am citit mai devreme echipele care sunt calificate. Ați auzit. Suntem singura echipă de divizia C care am pătruns și noi la masa bogată, cum s-ar spune. Dacă e să facem o comparație la un nivel mai înalt, e vorba de Steaua care a pătruns la masa bogaților în Champions League. Deci la un nivel mai mic, să spunem. Și aș vrea să vă prezint lotul și
cei care